Te salut, Beno. Salut, Cristi. Salut și invitații voștri. Da, Alin Buzărin, Andrei Vochin și Bănel Nicoliță sunt aici în studio cu noi. Vă salut pe toți. Beno, salut, David. O zi bună, Yom Tov, noi spunem, adică o zi bună. Da. Beno David, bineînțeles, corespondentul permanent al Gazetei Sportului acolo în Israel. Beno, ce se întâmplă înainte de meciurile care urmează această serie de 4 pentru Israel? Aseară au jucat echipele de club în cupe europene, au jucat și Maccabi Tel Aviv și Maccabi Haifa, exact. Au jucat și selecționații pentru această dublă. Sunteți informați cu absolut totul, da. Tu ne dai ce acolo cald, ce se întâmplă acolo, cum se pregătesc pentru Kosovo. Chiar este și cald, avem și 30 de grade temperatură, fără legătură cu meciul. La noi a fost 2 grade de dimineață. Poftim. Eu prefer 2 grade, eu personal, dar asta e ceva personal. Este o situație delicată. Astăzi Naționala Israelului zboară spre Kosovo. Până toți jucătorii vor fi împreună, va mai dura, adică în cursul zilei de azi și mâine ajung toți jucătorii, pentru că, de exemplu, 2 jucători care joacă la Antalya Sport, foarte important și în formă foarte bună pentru ei, trebuie să joace astăzi seară, încă ei au un meci de campionat cu Ankara Guciu și doar după meci vor fi eliberați, așa că mâine probabil sau vor fi liber, nu eliberați, liber, da. Și mâine, dar doar mâine seara, de fapt, antrenorul îi va avea la lucru, în ghilimele, pe toți numai la antrenamentul oficial înaintea meciului cu Kosovo, o situație delicată care nu s-a mai întâmplat vreodată, Cristi, și în special că este război. Dar cu toate acestea, nu trebuie să subestimați Naționala Israelului, pentru că este în primul rând, jucătorii sunt extrem de motivați și vor și ei să aducă zâmbete pe fața oamenilor de rând care nu sunt care sunt triști. Și în general așa, situație de război nu este situație simplă, dar ei speră cu toate problemele, adică jucătorii noștri speră să facă o figură frumoasă. Ei nu vorbesc deocamdată de România, Elveția și Andorra, ci se concentrează pe primul meci care este cu Kosovo, duminică, cu importanță extrem de mare. Și speră să înceapă cu piciorul drept, ca apoi să vină și restul meciurilor care sunt importante, printre care cu Elveția și probabil cu România va fi meciul hotărător, probabil. Da, Beno, spune-ne ce știți voi acolo în Israel despre Kosovo, că noi știm foarte puțin. Nu știm nici măcar dacă n-a fost anunțat lotul pentru meciul de peste 2 zile. Păi nici noi nu prea știm prea mult, se străduiesc cei de la Scouting să afle mai multe lucruri, nici ei nu prea știu, pentru că e o țară care în general nu prea se află prea multe. Și e problema, aici e o mare, mare problemă, dar știi cum e, fiecare se descurcă cu informația care o are. La început era un zvon că meciul s-ar putea juca fără public, dar s-a acceptat să fie cu public. Dar nici nu s-a anunțat măcar, mi se pare că s-a anunțat ieri, se așteaptă la 6.000 de spectatori pe stadionul lor. Ar fi cam jumătate din cantitatea de spectatori care intră acolo în Kosovo, la Priștina. Deci cam jumătate de stadion la Priștina va fi în aproape, ceva de genul. Aproape asta. Și apropo, ai spus că aseară și Maccabi Haifa, închipuiți-vă că au jucat, și Maccabi Tel Aviv, nu destul că vor fi împreună la într-un singur antrenament sâmbătă seara. Aseară au jucat și cei de la Maccabi Haifa, care au jucat foarte bine, au și condus cu 1-0 cu Villarreal, care nu arată deloc bine, nu ieri și nu în campionatul lor spaniol, dar la urmă s-a văzut oboseala și în 5-6 minute au și câștigat cei de la Villarreal. Pe final, dar da, Maccabi Haifa au avut o ocazie foarte bună, chiar a făcut o surpriză plăcută. Cei de la Maccabi Tel Aviv, care dau 7 jucători naționale israeliene, au bătut iar ușor cu 3-1 pe Zoria, s-a jucat în Polonia, era meci în deplasare al celor de la Maccabi Haifa, care și ei vor juca și meciul de acasă
tot la Zorya, tot da, în pardon, la, în Polonia. Și la Maccabi Tel Aviv chiar au făcut spectacol și Dor Pereț cu două goluri și golgheterul Zahavi. Închizător mai mult. Și toți spuneau toți anii, păi uite că jucătorul ăsta nu progresează. Că acest Răzvan Marin al Israelului a dat două goluri aseară, nu? Exact, două goluri, ambele cu cap, cu lovituri de cap. Și putea să fie rezultatul chiar mai mare pentru Maccabi Tel Aviv. Închipuiți-vă că nu era o situație fără spectatori, știți, meci fără spectatori e ca o nuntă, spun eu, fără muzică. Fără lăutari, fără muzică, corect. Fără lăutari. Am putea spune, apropo de cei șapte jucători selecționați de la Maccabi Tel Aviv, că ei vor avea și cinci meciuri. La cei de la Tel Aviv și cei la Haifa vor avea cinci meciuri în 14 zile, da, sau ceva de genul. Da, dar Cristi, până și meciul de aseară. La conferința de presă, dacă îmi permiteți, a spus Alon Hazan în urmă cu 3 zile la conferința de presă că de asta avem lot mare. Dacă avem lot mare, va rula tot rolul, că nu, tot lotul, că nu ai cum. Și un jucător naturalizat, Miguel Vitor, fundașul central, care e din Portugalia, dar așa, Vitorul lui a considerat că e mai bun în Israel și toată familia lui este aici, e naturalizat, joacă câțiva ani deja la Hapoel Be'er Sheva, a declarat clar, condițiile sunt grele, dar vrem să bucurăm poporul. Aici este țara mea. El este portughez, dar ca solidaritate cu Israelul locuiește aici și e foarte iubit la echipa lui din capitala Negevului, din Be'er Sheva, și a spus trebuie să facem totul ca să jucăm. Și a fost întrebat, ai jucat vreodată 4 meciuri, 9 zile? Și ce a zis? A spus, niciodată. Păi, a venit și, și premieră. Nu se joace, să-i probabil. Să mai schimbe între ei, îl știu. Ăsta a jucat, Vitor, a jucat împotriva Craiovei foarte bine. Era la Be'er Sheva. În ambele manșe, în ambele manșe, ține toată apărarea. Mi-a plăcut foarte mult. Ne-am spus că acum, ulterior am aflat că e pentru Naționala Israelului. Am crezut că e portul de partajare, că am fost la Be'er Sheva. A și marcat penaltiul, da, jucător foarte bun. Am fost și crane care stadionului și am vorbit acolo exact, nu în ebraică, ci în limba română. Oltenește ai vorbit. Oltenește, da. Oltenește eu nu știu, eu sunt din... Înveți. Oltenește din Suceava, Beno, nu-i nicio problemă. Da, păi eu sunt moldovean sau bucovinean, dacă vreți. Știm. Vreau să te întreb, noi am auzit aici de o strategie pe care o va face selecționerul Israelului, Alon Hazan, ca să facă două echipe. Ceva de genul să joace cu Kosovo și cu România. Nimeni și... nu știe, nouă nu ne-a povestit și nici nu o să ne spună. E totdeauna, două, trei surprize au totdeauna în buzunar. Dar nu știm ce și cum. E o problemă, dar Cristi, dacă îmi permiți, ei se bazează, și asta știe fiecare, nu trebuie să fii mare specialist în fotbal, mai mult pe străini. 15 jucători străini, că jucătorii străini s-au și antrenat, au și jucat, că când jucătorii israelieni din campionatul ăsta care este întrerupt, și apropo, probabil se va relua pe 25 luna asta, dar cu puțin public, 150 de spectatori în tribună, vor să din nou să-i dea drumul campionatului, să-l reia pe 25 noiembrie, e altă viață să joci și altă viață doar să te antrenezi. Da, da, uite că ăștia care s-au antrenat au bătut în Polonia, ăștia care s-au antrenat mai puțin condiția fizică au condus Villarrealul aproape la fel, meci, la fel care de nu adevărat, s-au antrenat. La fel de la fel de adevărat e, nu, s-au antrenat. S-au antrenat, dar n-au jucat. Ei au fost echipele de club, au fost plecate în Polonia, în Cipru, s-au antrenat de câteva zile. S-au pregătit afară, Maccabi Tel Aviv. Da, păi adevărul este că fără public a fost o atmosferă din asta cam tristă. Nu știu cum va fi niciodată n-am ajuns în Kosovo, n-am fost. Voi ați fost în Kosovo, eu n-am fost niciodată în Kosovo. Cu siguranță fiecare națională, chiar dacă șansele teoretice, nu mai au nici, probabil nici șanse teoretice, Kosovo o să facă totul ca să câștige, pentru că există națională care nu vrea să câștige un meci. Corect, nu există. Mai ales că există mobilizarea asta generală incredibilă în Israel pentru a reuși să facă o premieră, o calificare la Euro. Spune-mi și mie, te rog, Beno, spune-mi și mie, te rog... Tu... Încă ceva doar, dacă pot să vă spun aici... Da. Că să ajung la golgheterul, mașina de goluri care a, nu, în,
de Eran Zahavi. Eran Zahavi nu a jucat în ultima campanie deloc. Cine nu știe cine e Eran Zahavi? Are numai la național în 70 de meciuri a marcat 33 de goluri. Conduce în acest clasament al golgheterilor. El, uitați, dacă nu era războiul, probabil că el n-ar fi fost națională. Dar solidaritatea și toți voluntarii care sunt și care pun umăr la umăr, dacă spun bine, în limba română, să ajute. El a spus, lăsăm totul ce a fost, s-a întâlnit cu Iosif Beneiun, cu directorul tehnic, și știți cine este Iosif Beneiun, da, când a jucat, la ce echipe a jucat, și atunci a primit, el va dormi cu încă cineva în cameră, foarte pregătit, nu știu dacă l-ați văzut aseară, era înfășurat în steagul Israelului, capitan de echipă și atmosferă, și a spus că la un moment dat a avut lacrimi în ochi, că a spus păcat că nu sunt, că nu sunt și suporterilor, fanii lui Maccabi Tel Aviv. Apropo de fani, probabil la meciul cu România vor veni destui, chiar dacă... Câți? Câți, Benu? Câți tu, crezi tu că vor fi? E greu să apreciez, dar președintele Federației și Inozoare ți-a spus că vrem ca stadionul să fie plin. Nu, asta nu, e, poate, nu e greu la un stadion 3.000 și un pic, din care 462 de bilete au fost vândute pentru români. Asta e, asta patin, da, pentru suporterii din România. Nu știu, mi-e greu să aprecie, dar eu spun că dacă vor veni 1.500-2.000 din Israel, eu spun că va fi ok. La București așa, câți au fost? Câți au fost la București? Că ai fost și tu. Câți au fost? Vreo 1.000? Am fost în tribuna presiei, n-am fost în tribuna... Păi nu, dar te-ai văzut cam câți au fost? 1.000 și ceva au fost 1.800. La asta, 1.800. N-au avut mai multe bilete și au dorit, dar nu... Adică dacă ăștia 1.800 vor fi și, și în Ungaria, pentru Israel va fi în regulă, spui tu, pentru naționala Israelului. Da, dar știți, spectatorii contează, fanii în tribună, dar la urmă jucătorii fac legea pe teren. Pune-ne pe final, Beno, ce mai e nou acolo vis-a-vis de viață, de război și cum e situația? Situația este tensionată. Noi sperăm că va fi și poporul israelian, poporul evreu a trecut prin atâtea și atâtea lucruri. Sperăm că și data asta vom trece, pentru că nimeni n-ar fi crezut că 50 de ani și o zi după nenorocirea din războiul de Yom Kippur, ziua cea mai sfântă a evreilor în 73, asta a fost în octombrie 73 și acum s-a întâmplat 50 de ani și o zi după. Nimeni nu s-a gândit la așa ceva, la așa o surpriză, și sperăm să trecem și cu acest lucru, pentru că noi ne dorim să fie bine și să fie pace. Asta ne dorim, și să trăim și noi în liniște, că merităm, ca orice stat din lume. Da, să sperăm că se termină cât mai repede toată nebunia de acolo și lucrurile vor reveni la normal și în Israel. Beno, mulțumim mult de tot pentru informații, și pentru dialog și pentru tot. O zi cât mai bună și... Și hai, România! Bune. Da, am înțeles. Cred că Beno intră în șabat în curând. Când începe șabatul? Israelul, nu vă supărați. Nu ne supărăm, dar o să ne calificăm ce să facem. Și cu Israelul și ești de la Fulticen, de la Suceava. Uite-te la el. Mai vedem. Nu subestimați Israelul, vă spun, și chiar nu subestimăm. La situația actuală, că și la București ați spus, batem sigur, și am văzut cine a fost echipa. Care a fost echipa mai bună, cu toate că nu seamănă un meci cu altul. Asta a spus și domnul Stoichiță, dar a spus și alte lucruri, domnul Stoichiță. Beno, noi nu subestimăm Israelul, dar ne vom califica la Euro. Ce să facem? Asta este situația. Beno, stai, numai o secundă. Îți mai aduce aminte când până anii 98-9, așa ceva, a jucat Israelul un amical la București și eu eram reporter special și ne-a trimis Tolontan. Să vedem, deci ei stăteau la domnul Tolontan, da. Stăteau la Intercontinental și mâncau singuri la etajul 21 la Balada. Și a reușit, domne, nu intrai acolo, erau aia cu cuțit, un dinți, păziți, nu știu ce. L-a cunoscut Beno pe doctor, mi se pare, sau pe un asistent medical. Doctorul Rosnovski, care a jucat, odată era la Dinamo Moscova. Și ne-am pomenit în bucătărie, la ăia, pe acolo. Era Shlomo Sharfi, era antrenor la Israel. Shlomo Sharfi, da. Deci până să ne prindă Shlomo Sharfi, ne prindeau ăia din trupele speciale și ne rupeau picioarele pe acolo, dar am apucat în bucătărie. Deci nu mai era cașer, gata, s-a terminat. Da.
titlul din ziar de la Gazeta al Să fie Cușer, să fie Cușer. Parcă așa a fost. Să fie Cușer, jos pălăria. Uite, ăsta e titlul, mai am și ziarul. Pot să vă arăt odată când vedeți. Ține-l că ăla este îl păstrăm. De aur. Deci, adică dacă am făcut și noi ceva aproape imposibil să intre în locul... te bagi în bucătăria, vei să cu bucătarii lor. Vreo 3-4 bucătari pe acolo. La ei trebuie să fie Cușer, carnea, colea, aia dincolo. N-am reușit împreună. Doamne ferește. Hai să facem atunci un lucru aproape imposibil. Acum să ne calificăm. Acum ar trebui să ne calificăm. Dacă ne-am băgat în bucătărie la ăștia. Să facem. Ai auzit, Beno, ce a spus Andrei Vochin? Hai să ne calificăm și noi și Israelul și atunci va fi toată lumea. Asta ar fi extraordinar. Asta mi-am dorit de la început, dar nu știu dacă, adică se mai poate, dar nu știu dacă. Mi s-a părut că se poate, dacă poți. Ai uitat de varianta asta. Ai uitat de varianta asta, da. Și să știți că cuvânt ce v-a spus Alin Buzărin e adevărat, că ne-am coborât și ne-a întrebat Tolo, ați reușit? Am spus da. Eu, așa ceva, eu am fost convins că șansele noastre sunt zero să ajungem. Păi nu, dar au preluat presa izraeliană. Da, textele din ProSport. Ne-au bătut în meciul ăla, dar amical. 1 sau 2-0, nu știu, pe Ghencea, ne-a pe un fric, pe nu știu. Șarf, da, ne-a pui cu Shlomo Sharf. Apropo, cred că era înainte de 98 de campionatul mondial. Meci de pregătire. Sfatul meu e să nu mai intre nimeni în bucătărie. Am citit că i-a murit băiatul parcă, sau fata, sau o nepoată. De ce? Doar pentru faptul că au fost la o petrecere unde a fost un festival și n-a crezut. E complet, el este comentator, dar nu știu dacă o să mai comenteze, pentru că s-a schimbat complet. Se pierde o nepoțică la 22 de ani. Este foarte, foarte greu, dar mai ușor trebuie să vorbim de fotbal, de sport, e mult mai ușor. Da, Beno, mulțumim încă o dată, o zi bună, un weekend, ok? Șabat shalom, începe șabatul. Ne revedem la Budapesta. La fel ciut ne revedem. Vă așteaptă domnul Orban. Nu, la Budapesta și de acolo ajungem la fel sud. Păi probabil noi ne vedem direct la meci. Probabil că ne vedem direct la meci. Drum bun și ne auzim. Așa se numește, Pancho Arena. Și Pancho Hotel Epi de Pancho Arena. Da, Israel, România, asta e ordinea. Da, corect. Întotdeauna asta. Asta e ordinea sâmbătă. După sâmbătă se face ca asta. Mulțumim. Refer, echipa gazdă este Israel. Da, domne, tocmai de aia vom câștiga în deplasare. Mulțumim, Beno, încă o dată. O zi bună. Toate bune, Beno. Beno David, corespondentul permanent al Gazdei Sporturilor.